a fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar mai povesti. A fost odată un împărat și o împărăteasă, care trăiau fericiți alături de cele trei fete ale lor. Dar necazul s-a abătut asupra împărăției și, într-o nefericită zi, împărăteasa a murit pe neașteptate. Mulți ani au trecut de atunci, dar împăratul tot nu și-a găsit alinarea. Deși fetele se străduiau să-l înveselească, nu reușeau să-i alunge durerea din suflet. Împăratul se simțea tot mai singur în palatul său. Oare mă iubiți voi pe mine, fetele mele? Cum să nu, dragă? Noi te iubim. Și cum mă iubești tu pe mine, fata mea? Eu, dragă tată, te iubesc ca mierea. Ca mierea! Să trăiești, fata mea. Să-mi facă Dumnezeu parte de tine. Ca miere! Și tu, fata mea, cum mă iubești pe mine? Eu, tată, te iubesc ca zahărul. Ca zahărul! Să-ți dea Dumnezeu numai bine, fata mea. Și să am numai bucurii. Și tu, vecina mea. Cum mă iubești tu pe mine, dragă ta? Ca sarea în bucate, tată. Ca sarea în bucate? Da. Ai văzut cum mă iubesc surorile tale? Pentru asta am trudit eu să vă cresc, să vă dau la învățătură, să fiți altele în lumea asta decât altele, să pleci de la mine cu sarea ta cu tot. Dragă tată, te rog să mă ierți, că eu n-am vrut să te supăr. Eu am socotit cu mintea mea că dragostea ce am pentru dumneata nu este nici mai presus decât cea a surorilor mele, dar nici mai prejos decât zahărul și mierea. Să te duci de la mine, fată nerușinată ce ești. Să nu-ți mai aud de nume. Neavând încotro, fata își luă din casa părintească un rând de haine vechi și se hotărâ să plece unde mila Domnului o va duce. Thank you.
E, după multe zile de privegie, fata ajunse la curtea unui palat și se îndreptă spre intrarea servitorilor. Auzi pe cineva, fetiță? Nu caut pe nimeni. Aș fi vrut să intru la stăpân, dacă s-o găsi vreun loc și pentru mine. Ar fi un loc, acum două zile a plecat o fată care mi era de ajutor. Și ce simți e ce? Nu cer nimic decât să muncesc o vreme și dacă munca mea va fi vrednică de vreo răsplată, să mi se dea atât cât va face. Bine, fetiță, îmi place cum vorbești. Te primești să muncești o vreme și dacă ești fată cu minte, poți să... Cum te cheamă? Ileana. Haide, Ileana. Intră. După colț e camera unde ai să dormi. Dacă ești fată harnică, poți să o faci curată ca la tine. Mulțumesc. Noapte bună. Dându-și seama că a greșit, împăratul a trimis oameni să o caute, dar în zadar. Fata nu era de găsit. Timpul trecea și Ileana se obișnui cu deprinderile de la palat. Cum te cheamă pe tine? Ștefan. Dar pe tine? Ileana. Ai fost cu minte azi? Da. Vrei ceva dulce? Vreau.
Nu, 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 tu stai întors încolo. Ștefan? Să-ți fie de bine. La acest palat domnea un împărat vestit pentru înțelepciunea sa. Adeseori, oameni simpli mergeau să-i ceară sfatul. Maria, aceste două țărani are o pricină că a rămas de când a murit tata lor. Ce fel de pricină? Tata lor se chema Ion Dumbrava. Ion Dumbrava? Omul ăsta a fost un mare erou. În multe bătălii am fost împreună. În timp de pace i-am dăruit pământul de lângă moară. Știți voi ce om a fost tatăl vostru? Da, Marieta. Și atunci de ce vă certați? Ia să vedem în scrisul cu măsurătorile. Otarule trece pe aici, pe lângă moara asta. Asta este moara, nu? Da. Aia e moara. Uite cum faceți. Unul din frați împarte pământul în două. Da? Da, Marieta. Iar celălalt frate alege partea care îi place. Ați înțeles? Înțeles, Marieta. Asta e tot. Marieta, cine împarte pământul? Că se zice cine împarte, parte-și face. Da. Acela care împarte pământul va trebui să-l împartă în două părți egale. Pentru că nu se știe ce parte va alege celălalt. Mulțumiți? Da, Marieta. Puteți pleca. Să trăiești, Marieta. Andiamo fuori. Ileana. Da, mătușica. Eu citesc în sufletul tău o supărare tare mare. Nu fi supărată, Ileana. Dumnezeu te-a ajutat să ne merești la o casă cu oameni care au un suflet mare. Da, dumneata, mătușica, trăiești de multă vreme aici. Da.
Eu aici am îmbătrânit. Când am venit eu aici, stăpânul acestor palate, era mic, mic, mititel. Tu, Ileana, dacă ai să fii fată cu minte și harnică, hai să trăiești în casa asta ca în sânul lui Dumnezeu. A fost odată ca niciodată un împărat care avea o grădină neasemuit de frumoasă, iar cea mai de preț comoară a acestei grădini era un pom cu merele cu totul și cu totul de aur. Dar mare era necazul împăratului din pricina acestui măr. Era supărat? Hai că-ți spun imediat, pentru că oricât își bucura privirile cu florile și fructele care se pârguiau, nu a putut niciodată să guste din mere. Când erau tocmai bune de mâncat, cineva venea noaptea și le fura pe toate, ne lăsând împăratului nici măcar un cotor. Și asta se întâmpla în fiecare an. Degeaba stăteau paznici și oșteni nopți întregi la rând, nedormite. Când merele erau coapte, nimic nu putea sta în calea hoțului. Dumneata chelăreasă, ce mai e prin pivniță și prin cămările palatului? Mulțumim lui Dumnezeu, avem de toate să. Putin pline cu brânză, pastram, cârnați, saci de făină și butoaie cu un de lemn. Mălaiul pe terminate, dar peste două zile merg feciorii la moară și macină porumbul. Sănătoși să fim, să mâncăm tot ce avem. Am auzit că ai un nou ajutor, o fată harnică și pricepută la toate. Așa este, doamna mea. Nu Claudiu, dar e o fată și cu minte și frumoasă. Atunci să o aduci la mine, să o văd. Acum? Uh-huh. Acum. Da, doamna. Ați cerut să mă vedeți înălțimea voastră. Da, copila mea. Ridică-te să te văd. Ha. Întoarce-te. Am auzit că te pricep la treburile gospodărești. Ce mai știi să faci? Știi să citești? Da, Maria ta. Și să scrii? Da. Uite, pe măsuța aia găsești cerneală, pană și hârtie de scris. Scrie ce-ți spun eu. Iubita mea soră,
Mă rog la ceruri ca această scrisoare să te găsească sănătoasă. Aștept să ne vedem cât de curând. Dă-mi să văd. Ce scris frumos! De mâine să vii să stai cu mine. Ai să fii tot timpul în preajma mea. Bine? Vă mulțumesc înălțimea voastră. Să fii sănătoasă. Împăratul și împărăteasa aveau un fecior, pe care îl iubeau ca pe lumina ochilor. Tată, uite ce mi-a făcut fierarul. Îți place? Frumos și bun, fătul meu. În vreme de război, ăsta să fi singurul prieten. Cu el, tată, merg până la capătul pământului. Lasă dea Dumnezeu să nu mergem nicăieri. Mai bine să fie pace. Să-și crească oamenii copiii și să-și are omul. Pacea însă nu dură prea mult. Adunați oamenii pe Metereze, repede! Iisuse Hristoase, cu adâncă umilință recunosc și mărturisesc că în toată ziua păcătuiesc contra iubirii tale dumnezeiești. Mă rog cu umilință îndurării tale cele mari, iartă-mi păcatele cele de voie și fără de voie și mi-ajută să pun început bun și să port mai multă grijă de sufletul meu, pentru care ai răbdat atâtea dureri la sfânta ta răstignire. O, Doamne, astăzi îți dau sufletul și trupul meu și voința mea, rugându-te să fie voia ta cu mine, după bună plăcerea ta. Pedepsește-mă, Doamne, după îndurarea ta în această lume, iar nu în cealaltă viață. Aduceți apă caldă și cârpe curate. Da,
A adormit, copila mea. A adormit. Îngerii să-i vegheze somnul. Ți-l las în grijă. Mă duc să mă culc. Mâine trebuie să am mintea limpede pentru treburile țării și ale curții. Să-i curețe sângele și să-i închidă rănile. Cine ești? Ileana. Ileana. Ileana, dă-mi apă. Te rog.
sărut mâna, Maria ta. Cum e, mai băiatul meu? Bine, mama. Am primit o scrisoare de la tatăl tău. Este bine, sănătos. Este la hotar și în câteva zile vine acasă. Mulțumim lui Dumnezeu pentru veștile bune. Mulțumim cerului. Ai ceva să-mi vorbești? Sunt cam stânjenit, mama. Dar trebuie să-ți spun asta. Eu o iubesc pe Ileana. Toată vremea cât am fost bolnav, a vegheat la căpătuiul meu și mi-a purtat de grijă. E o fată frumoasă și mi-e tare dragă. Știu că nu e de neam, dar a dovedit mai mult suflet și mai multă răbdare decât vreo îngânfată de rang mare. Vreau să mă însor cu ea. Dragă mame, ea nu poate să-ți fie soție. Știi care e obiceiul și nu putem trece peste el. Dar, mamă... Știu, e drept, este bună, harnică, cu minte, isteață și mai ales merită, dar e fată din popor. Eu am să povestesc asta Mărisa al împăratului când se va întoarce din război. Doamna mea, de când am venit de la război, mă tot gândesc la ce mi-ai spus despre feciorul nostru. Adorm cu asta în gând și tot cu ea mă trezesc. Le-am cumpănit bine pe toate. Fata e cu minte și deșteaptă și n-ar fi de mirare ca într-o bună zi să aflăm că e de neam. Dar să lăsăm asta la o parte. Ție-ți place fata? Da, Maria ta. Îmi place. S-a dovedit de mare ajutor pe lângă mine. E harnică, isteață și m-am obișnuit cu ea. Feciorul nostru are nevoie de o fată care să fie o soție iubitoare. Și o mamă bună pentru copiilor. O fată care să-l iubească și pe care, la rândul lui, să o iubească. Nu o fandosită care așteaptă să-i se așterne lumea la picioare. Adu-ți aminte cu ce drag ne-am cununat și cu ce drag ne-am trăit viața. Să-l lăsăm pe băiat să hotărască după cum îi cere inima. Bine, Maria ta. După cum ți-i voia. Fie. Paisprezece buci. Pui. Dumneata, chelăreasă? Aș avea o rugăminte. La nuntă o să vină un oaspete căruia îi plac numai mâncărurile dulci. Păi avem plăcintă, colaci. Nu, îi plac sarmalele cu miere, friptura cu zahăr și murăturile cu dulceață. Adică în loc de sare, punem în bucate numai zahăr și miere. Înțelegi, dumneata, chelăreasă? Da, dacă trebuie. Trebuie. Un. Doi.
saci de zahăr. Mulțumesc. Butoi, miere. Dumnezeu, poftim aici și curăț ustroi. Ce șirac frumos pe perile are domnița noastră. Parcă ar fi mărgăritare. Maria ta, împărăteasa, mi l-a dăruit. Se potrivește tare bine cu rochia. E ușoară ca un punct de păpădie. Domnița! Vai de mine! Ești frumoasă ca un înger. Am venit să spun că bucatele pe care le-ai cerut sunt gata. Nu m-ar trebui să le guști. Bine, dată. Ăștia sunt colaci pentru toată lumea. Iar ăsta este un colac făcut doar cu zahăr și miere, fără niciun pic de sare. Și celelalte mâncăruri îndulcite sunt gata? Gata. Astea sunt sarmale gătite cu zahăr și miere, cum ai spus domnia ta. Iar în solnița asta am pus zahăr pisat să fie precum sarea. Foarte bine. Mulțumesc dumitale, chelăreasă. Domniță, eu cred că am pus zahăr și miere îndeajuns. Las. Să-i fie după pofta inimii. Tu, Ștefane, ai să duci bucatele astea unui om pe care am să ți-l arăt eu și numai lui, da? Da. Bine, haide. Solii au vestit în toată lumea nunta feciorului de împărat și pregătirile de nuntă au început. Îl vezi pe omul acela îmbrăcat în roșu cu o coroană pe cap? Da. Lui trebuie să-i duci bucatele îndulcite. Da, domnule. Seara s-a întins masa împărătească. Frumoasă anuntă, Maria ta. Bellissima. De unde bistrii? De la Verona. Și cum te cheamă? Vincenzo. Vincenzo. De unde ai învățat greul nostru? Aici, la palat. Cât ai stat aici? De 2 ani. De 2 ani? Auzi, la fata. Fata, ce-i cu ea? A cui e? Care fata? La mireasa. Mireasa? Nu știe nimeni.
Nu știe nimeni. Nu știe nimeni. Iubit meseni, să mulțumim Domnului pentru vremurile de pace pe care le trăim, iar mirilor să le urăm viață lungă și mulți copii. Doamne ajută! Trăiască mirii! Trăiască mirii! Trăiască mirii! Bună mâncare. Bună. E bună mâncare? Bună, bună. Pe mine, împărate, m-ai chemat la nota fiului tău să-ți bași joc de mine? Să poate Maria ta să vorbești în felul ăsta? După cum vezi, toți mesenii mănâncă aceleași bucate. E, bucatele tuturor mesenilor sunt bune de mâncat, numai ale mele nu! Măria ta, eu am cerut să-i se facă aceste bucate îndulcite cu miere și zahăr. Ca să-i aduc aminte tatălui meu pentru ce m-a gonit de acasă. Pe dumneata, tată, mierea și zahărul sunt folositoare, dar fără sare nicio mâncare nu este bună. Doamne, e fata mea. Care fată? Mireasa, italianul, e fata mea. Iartă-mă, tată, dacă fapta mea ți-a pricinuit supărare. Iartă-mă tu, fata ta, că n-am știut să-ți prețuiesc înțelepciunea. Și s-au pus pe o veselie și o petrecere
de s-a dus vestea în toată lumea. Și mirii au trăit fericiți până la adânci bătrânesc. Iar eu am încălecat troșa și v-am spus povestea așa.